Dezamăgit de minciunile și neloialitatea din PDL, președintele organizației de pensionari Târgu Jiu, Ștefan Văduva, a ales să plece spre o altă formațiune politică. De aici am fost dezamăgit. Nu în privința politicii partidului și departe gândul că am un regret, vă spun sincer, în privința anumitor persoane care nu au fost loiale și nu sunt loiale. Eu știu că în politică se minte mult, se trădează, e un lucru pe care nu-l accept. Surse politice susțin că Ștefan Văduva este cu un picior în partidul condus de Elena Udrea. După cum susține chiar fostul pedalist, acesta optează pentru un partid tânăr, în formare, cu oameni energici și neapărat din opoziție. Da, am fost contactat de mai multe partide, dar mă îndrept către unul singur care cred că va fi cel mai bun și cel mai sincer față de mine. Este un partid care este la ora actuală la putere? Sau tot un partid al opoziției? Nici gând. Nu. Un partid în formare, un partid tânăr, un partid care a obținut niște voturi într-o perioadă foarte scurtă. Deci, asta este inclinația mea. Vreau să plec de la zero. Nu mă voi duce la un partid care se așteaptă la rând, la un partid la care să mă duc pe masă pusă, cum s-ar zice. Nu. La un partid sincer, un partid care se dorește în formare. În Gorj, spre deosebire de județele vecine, membrii ACL au migrat masiv spre alte partide politice, după ce guvernul a legalizat migrația politicienilor.